în postări am văzut la un moment dat familia Ciumpi. De la ce vine apelativul? Măi, cu Alina, înainte să ne căsătorim acum vreo 12, ne alintam Ciumpi, Bumpi, chestii de genul ăsta, știi? Și atunci a rămas cumva Ciumpi. Ce faci Ciumpi, bine Ciumpi, și a rămas Ciumpi Family și firma pe care o avem se numește tot așa. A, e o chestie drăguță și am zis de ce să nu o păstrăm așa ca un fel de tagline pentru noi și pentru familia noastră. Acum s-a mulțit familia, suntem na, 5 în ea. Ești cu cățelul. 5 cu cățelul, păi da, e deja surioara cea mică. Credeam că ne anunți un alt membru. Nu, 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 e... încă suntem... Rămânem la numărul ăsta și sper să rămânem mult timp de acum încolo. Sau mai știi, nu se știe niciodată. Firma este de organizări de evenimente sau de ce este? Da, firma e de organizări de evenimente, mai în special make-up, adică pentru machiaj, pentru Alina, pentru servicii de machiaj, fotografice, tot codul Caen care cuprinde treaba asta. Pentru că na, e nevoie să ai și genul ăsta de fiscalitate, să zic așa. Mă întorc un pic la Alina. Ea, înainte să aveți copii, avea obiceiul ăsta să alerge alături de tine? Măi, nu. Ea face sport doar când e neapărată și musa ai nevoie. În rest, ea genetic este binecuvântată. Acum, după bebe, încă nu și-a revenit, dar o să-și revină, pentru că vrea să-și revină. Ideea este că eu am fost tot timpul gelos pe ea și pentru că ea nu face sport și nu făcea sport și arăta așa, eu acum, ea e geloasă pe mine pentru că eu fac sport și eu nu pot să mă opresc din sport, știi? Și cumva e un schimb de asta de gelozii, dar nu, ea nu era genul sportiv, pur și simplu, dar ea na, a avut de la mama natură norocul să fie manechin la Milano, la Paris, chiar, da. Dar tu ești atent și cu alimentația sau... Da? Da, uite, acum mă uit pe platouri aici și văd niște mâncăruri și mi-e puțin foame, dar eu la ora 3 m-am oprit din mâncat pentru că vreau să fac postul ăsta intermitent până mâine, pe la ora 9-10 dimineața, pentru că mă ajută să detoxific, să curăț ficatul, să curăț organismul. Văzusem la Daniel Țilo postarea astăzi că corpul de vară e gata, ne apucăm de la de iarnă. Cam așa e și acum, da.